Faptul că suntem din ce în ce mai puțini, atât în spitalul nostru, cât și în celelalte spitale din țară, nu vorbesc de centre universitare, deși și ele în momentul de față se lovesc de problema lipsei de personal, prin migrația masivă a medicilor, migrație generată atât de veniturile mici, cât și de îndemnurile unor politicieni care le-au spus că dacă nu sunt mulțumiți, atunci să își ia bagajele să plece în altă parte. Da? Asta ce înseamnă? Înseamnă desconsiderare, înseamnă lipsă de respect pentru anii pe care noi am investit în pregătirea noastră, înseamnă lipsă de respect pentru pacienții care își plătesc taxele către stat în așteptarea unui serviciu și atunci noi am decis că această situație nu mai poate continua, mai jos de atât statul nu poate să ne împingă și atunci vrem să recurgem la o modalitate de protest care să fie percepută acut de către guvernanți și aceasta va fi, în funcție de hotărârea adunării generale, fie o grevă generală, fie chiar demisia în bloc. Din cei 93 de medici ai spitalului, 75% au optat pentru demisia în bloc, în situația în care se ajunge la un conflict deschis. Și dacă nu vor fi soluționate reventările noastre, ce se va întâmpla? Da, demisionăm. Spitalul probabil că va funcționa cu medicii care nu optează pentru demisie, ci numai pentru grevă. Dar gândiți-vă că noi cu toți medici în activitate, spitalul încă mai are unele sincope, sunt gărzi care nu sunt acoperite toate complet de specialiști, sunt gărzi când lipsește neurologul și atunci ceilalți trebuie să suplinească lipsa lui, gărzi când lipsește cardiologul, când lipsește radiologul. E, gândiți-vă că numai 10% dintre doctori, dacă și-ar da demisia, atunci ar fi foarte aproape de blocaj, dar 75% înseamnă practic închiderea spitalului. Este o formă radicală. Prin demisia lor va trebui să iau act în 20 de zile lucrătoare, vor înceta contractele de muncă. Și atunci, dacă se ajunge la această formă extremă, spitalul va trebui închis pentru că fără medici nu putem funcționa. L-am invitat pe președintele sindicatului, domnul dr. Ioniță, și am purtat discuții și mi-au exprimat din revendicările dânșilor și le-am spus totuși să se gândească la această formă de protest, mai ales că ar trebui să ia legătura cu toți colegilor din țară și să se pună de acord vis-a-vis de acest lucru. Asta e clar, că spitalul se blochează, se închide. Nu e problema că poate funcționa la nivel de avarie sau nu. Se închide, clar, nu asta e problema. Dar, din punct de vedere financiar, la ora actuală, toate simulările făcute de unitatea sanitară suportă cu foarte mare greutate și încă nu știm exact care va fi impactul final. Riscul foarte mare este în momentul ăsta este foarte mare de a scădea calitatea actului medical. Nu mai avem medici, nu putem să-i luăm din stradă medicii, pentru că nu se iau din stradă să iau oameni pregătiți. Și aici este motivul pentru care colegii mei s-au solidarizat, ne-am solidarizat, știți că noi, colegiul, am făcut acum un an un protest în București, tip grevă, care am mers în fața Parlamentului și ne-am spus doleanțele. De unde luăm medici ăștia? Pentru că foarte mulți colegi de-ai noștri, chiar din Spitalul Județean, au plecat în alte țări sau au plecat din Spitalul Județean. Dacă nu vor reuși să soluționeze parte din revendicări? Cred că în acest manifest se vor apropia, vor face front comun și alte județe. Dumneavoastră urmează să vă depuneți demisia la intrarea în tură, la ora 15. Da. De ce ați apelat la această măsură radicală de protest? Pentru că volumul de muncă este imens, pentru că numărul angajaților în UPU scade vertiginos, scade atât în rândul medicilor cât și în rândul asistentelor, pentru că gărzile sunt foarte prost plătite, sunt gărzi din ce în ce mai grele, pentru că suntem expuși la foarte multe riscuri în momentul în care prestăm această activitate în această unitate. Este foarte important dacă alături de medicii din Buzău vor veni și medici din alte județe
sau și din celelalte secții exterioare ale spitalului, nu știu exact care este situația cu celelalte spitale din județ, dar totul este, ține de această solidaritate a medicilor. Cred că sunt șanse mult mai mari să se închidă decât să nu se închidă. Unitatea de primiri urgență, vreau să vă spun că funcționează așa, agățată de un fir de păr. O singură persoană, dacă dispare din această schemă, din rândul medicilor, efectiv nu are cine să acopere gărzile. Nici la momentul ăsta nu se pot acoperi gărzile. Iar ideea că vom mai face activitate, cum am făcut în anii din urmă, cu 8, 9, 10 gărzi pe lună, nu cred că va mai marșa cineva la acest efort așa de mare. Și aceeași problemă este și pe radiologie, aceeași problemă este și pe medicală, și pe cardiologie. Știți că sunt gărzi neacoperite, știți că sunt zile în care nu ne putem ajunge să acoperim toate liniile și este foarte, foarte greu.